Știrile orei 9, bună dimineața, anchetă de amploare la nivelul Direcției de Sănătate Publică Cluj, după ce o polițistă locală din Turda a decedat în urma infecției cu coronavirus. Colegii femeii spun că șefii poliției locale nu ar fi anunțat DSP-ul că angajata era infectată. Ofițerii mai reclamă de asemenea faptul că nu au fost vaccinați, deși au solicitat acest lucru. Informații suplimentare despre acest caz aflăm de la domnul Toșnadiș Van, prefectul de Cluj. Domnule prefect, bună dimineața! Bună dimineața, sună. Ce ne puteți spune despre cazul acesta? Am aflat într-adevăr despre acest caz în curs de vineri din presă, din presa locală. V-am luat legătura cu conducerea DSP și mi s-a confirmat faptul că este o doamnă polițist care s-a prezentat în data de 26 martie la spitalul din Turda în stare severă, fiind testată cu test rapid. Ulterior, confirmându-se decesul și în momentul de față se efectuează anchetă epidemiologică pentru a se constata dacă există focar sau nu și condițiile în care s-au petrecut lucrurile. Ne puteți spune ce vârstă avea femeia? Nu am dat în acest sens de la DSP. Știu că este o doamnă și că s-a prezentat la spitalul din Turda. Colegii femei spun că șefii poliției locale nu ar fi anunțat DSP-ul că angajata era infectată. Este corectă această informație? Această informație nu poate să fie confirmată la nivelul prefecturii, pentru că nu am cum să știu această problemă internă. Pe de altă parte, nu văd motivul de ce n-ar fi comunicat șefii în condițiile în care doamna, dacă s-a infectat și ar fi anunțat medicii, automat ar fi intrat în evidență. Ori în evidența DSP apare momentul în care s-a prezentat la spital, în 26. Și o altă problemă... Și testul rapid. O altă problemă pe care au mai reclamat-o ofițerii este aceea că nu au fost vaccinați, deși i-au solicitat lucrul acesta. Este tot o problemă internă din punctul meu de vedere, dar, repet, doamna polițist, în mod ipotetic și teoretic, se încadra la testare. Deci chiar înainte de deschiderea etapei a treia. Acum, dacă n-a fost înscris abuziv, asta vor constata organele de urmărire penală sau organele de cercetare disciplinară la nivelul poliției locale. Dar, după cum am spus, în mod ipotetic, se încadra și putea să se vaccineze, nu era niciun impediment. Da, vă mulțumesc foarte mult, Toșnadiș Van, prefectul județului Cluj, în contextul în care e o anchetă în desfășurare la nivelul Direcției de Sănătate Publică Cluj, după ce o polițistă locală din Turda a decedat în urma infecției cu coronavirus. Colegii femei spun că șefii poliției locale nu au anunțat DSP-ul că angajata era infectată și mai reclamă de asemenea că nu au fost vaccinați, deși au solicitat lucrul acesta. Merge mai departe. Este prima zi de Paște pentru mai bine de 1 milion de catolici și protestanți din România. Astăzi credincioșii vor lua parte la liturghia solemnă de Paște, după care se vor îndrepta spre case la mesele încărcate cu pască, miel și ouă roșii. Colegul meu, Andrei Ștefan, este la Catedrala Sfântul Iosif din București și ne aduce mai multe informații de acolo. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, este prima zi de Paște pentru cei peste 1,5 milioane de credincioși catolici și protestanți din România. Astăzi acești credincioși vor veni la slujba de liturghie, iar apoi vor merge către case la mesele bogate. Tot astăzi, Suveranul Pontif va transmite tradiționalul mesaj de Paște, Urbi et Orbi. Noaptea trecută, când a avut loc celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale, oamenii au putut să vină la slujbă pentru a lua lumină, deoarece restricțiile de circulație pe timpul nopții au fost ridicate până la ora 2. Este al doilea an în care această sărbătoare se desfășoară sub reguli stricte. Înaintea pandemiei, credincioșii în Joia Mare asistau la ritualul spălării picioarelor, ritual ce nu a putut avea loc de această dată. De asemenea, în Vinerea Mare, credincioșii obișnuiau să sărute și să atingă crucea. Acest lucru nu a mai fost posibil, aceștia s-au rezumat doar la a se închina și de asemenea au fost anulate procesiunile de Paște în care oamenii mergeau cu lumina prin oraș și cu statueta lui Isus. Anul trecut am fost mai șocați, anul acesta suntem mai încercați, spune Papa Francisc. Mesajul Suveranului Pontif pentru credincioși în aceste zile fiind totuși unul de speranță.
Domnul să fie cu voi. Peste 1,5 milioane de credincioși catolici și reformați din România sărbătoresc Paștele. Slujba de înviere s-a desfășurat în condiții aparte și în acest an. Este cel de-al doilea Paște în pandemie. Spre deosebire de anul trecut, acum oamenii au putut merge la biserică. Restricțiile de circulație au fost ridicate până la ora 2, tocmai pentru a face posibilă participarea credincioșilor la ceremonialul religios. Slujbele au fost oficiate cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare, și anume purtarea măștii și distanțarea fizică. Chiar dacă ceremoniile din bisericile din România au fost restrânse din cauza pandemiei, au fost la fel de solemne ca în trecut și la fel de încărcate de speranță și de liniște sufletească. Președintele Klaus Iohannis a participat la slujba de înviere alături de soția sa, Carmen, la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu. Înainte de a intra în lăcașul de cult, șeful statului le-a transmis un mesaj tuturor celor care sărbătoresc învierea Domnului zilele acestea. Tuturor creștinilor care acum serbează învierea Domnului, le doresc sărbători binecuvântate. Hristos a înviat, chelemeșuș vetiune pecet froiostern. La mulți ani! La mulți ani! Și în acest an, Papa Francisc a oficiat slujba de înviere de la Vatican în format restrâns. Au fost doar câțiva invitați speciali care au participat la eveniment în Cetatea Sfântă. Urmărim și noi câteva imagini. Lumen Christi. Pentru al doilea an la rând, în Vinerea Mare Catolică, Papa Francisc a asistat la procesiunea Drumul Crucii în piața Bazilicii San Pietro și nu la Coloseumul din Roma. Piața a fost aproape goală și anul acesta. La slujba de înviere oficiată de suveranul pontif, în lăcașul de cult au avut acces doar 200 de oameni față de 10.000, câți luau parte la ceremonie înainte de pandemie, notează agențiile internaționale de știri. Să ne îndreptăm atenția către cei care au mai mare nevoie de ajutor acum. Dumnezeu ne îndeamnă să depășim obstacolele, să renunțăm la prejudecăți și să ne iubim aproapele. Numai așa vom redescoperi frumusețea vieții, le-a transmis Papa credincioșilor din întreaga lume. Cum întreaga Italie se află sub restricții severe din cauza pandemiei, oficialii au decis să devanseze slujba de înviere de la Vatican în așa fel încât enoriașii să poată ajunge acasă înainte de ora 22. În duminica Paștelui, la ora 10, Papa va oficia Sfânta Liturghie, iar la ora 12, din interiorul Bazilicii Sfântul Petru, va adresa celebrul mesaj pascal Urbi et Orbi. A fost a șaptea zi de proteste în București. Oamenii au ieșit pe stradă nemulțumiți de măsurile restrictive luate de autorități. Vă spunem mai multe în câteva clipe. Românii din străinătate sărbătoresc și ei Paștele Catolic. S-au pregătit din timp, iar astăzi stau alături de familie, după cum cere tradiția. Aici în Anglia nu se practică cu multe cadouri, așa ca și în România, nici de 1 martie, nici de Crăciun, nici de Paște, însă mie îmi place așa să le iau o mică atenție. Este și Paștele Catolic, adică Paștele de aici din Anglia, și vom face cu copilașii acea tradiție de a avea vânătoarea de ouă de ciocolată. Mi se pare o tradiție super drăguță și o păstrăm și noi le-am spus clar că acesta este iepurașul englezesc, iar cel românesc va veni atunci când va fi și Paștele Ortodox, pentru că eu și acea sărbătoare vreau să o sărbătorim. And now we have a big bunny and a little bunny and now we have chocolate as well. But at Easter I'll send a bit of my Easter bunny for Dominic and me and then a bit of my egg for Stick. Whoa, 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 whoa.
A fost a șaptea zi de proteste la București. Oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de măsurile restrictive luate de autorități pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. Câteva sute de oameni s-au adunat în piața universității, deși organizatorii anunțau 10.000 de protestatari. După ce au stat câteva ore la universitate, manifestanții au plecat la Palatul Victoria. Protestatarii au pus muzică, au dansat și și-au strigat nemulțumirile de la tribuna specială amenajată în Piața Victoriei. Ba chiar au și o listă de doleanțe. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât arestarea lui Klaus Iohannis, a miniștrilor din guvernul Câțu și a lui Raed Arafat. N-au fost incidente majore, însă jandarmii au dat amenzi pentru nerespectarea regulilor de protecție. Organizatorul a depășit numărul maxim de 100 de persoane premis de legislația în vigoare, pentru care vor fi aplicate sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale până în acest moment. Nu ascundem că au fost încălcări ale legii și este evident că luăm măsuri în consecință. În continuare o să aplicăm legea la fel ca și până acum și vom acționa punctual în funcție de ce se va întâmpla. Nu am în acest moment o centralizare a sancțiunilor aplicate, dar vom reveni cu ea prompt. După ce și-au făcut cunoscute revendicările în fața guvernului, protestatarii au plecat spre Palatul Parlamentului. De altfel, s-au plimbat și înainte de a ajunge la guvern. Adunarea a fost dată inițial în piața universității. Suntem aici pentru a lupta împotriva stării de alertă și împotriva tuturor restricțiilor și măsurilor impuse într-un mod neconstituțional, ilegal și abuziv. Nu suntem de acord cu impunerea purtării măștii pe fețele noastre și ale copiilor noștri, cu școala online, cu izolarea și carantinarea orașelor, cu închiderea restaurantelor, magazinelor, bisericilor, sălilor de sport, locurilor de joacă, școlilor fizice. Imagini uimitoare surprinse de la înălțime în Rusia. Într-un sat din regiunea Murmansk a fost filmată cu drona o turmă de reni care se mișcă sincronizat în cerc, o mișcare ce amintește de spiralele unui ciclon. Experții susțin că această mișcare ar fi o formă de protecție. Când simt un pericol, turmele de reni se grupează pentru a bloca orice prădător. Femelele și puii se plasează în centrul spiralei pentru un maximum de protecție.